Eclesiastul, capitolul 12. Dar adu-ți aminte de Creatorul tău în zilele tinereții tale, până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice, nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întunecă soarele și lumina, luna și stelele, și până nu se întorc norii îndată după ploaie, până nu încep să tremure pasnicii casei și să se încovoaie cele tari, până nu se întunecă cei ce se uită pe ferestre, până nu se închid cele două uși când uruitul morii slăbește, te scol la cilipitul unei păsări, glasul tuturor cântărețelor se aude înnăbușit, te temi de orice înălțime și te sperii pe drum, până nu înflorește migdalul cu perii albi și de-abia se târăște lăcusta, până nu-ți dispar dorințele, căci omul merge spre casa lui cea veșnică și bocitorii cu treieră ulițele, până nu se rupe funia de argint, până nu se sfărâmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor și până nu se strică roata de la fântână, până nu se întoarce țărâna în pământul din care a venit și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Deșertăciunea deșertăciunilor, zice predicatorul, totul este deșertăciune. Nu numai că predicatorul a fost înțelept, dar a dăruit din cunoștința lui și altora. El a cercetat, a cântărit și a așezat în ordine multe proverbe. Predicatorul a căutat să afle cuvinte plăcute și să scrie în tocmai cuvintele adevărului. Cuvintele înțelepților sunt ca niște bolduri și strânse la un loc sunt ca niște cuie bine bătute date de unul și același păstor. Încolo, fiule, ia învățătură din aceste lucruri. Dacă ai voie să scrii o mulțime de cărți, să știi că n-ai mai termina și prea multă învățătură obosește trupul. Să ascultăm, dar, concluzia la tot ce am auzit până acum. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile lui, fiindcă aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, tot ce este ascuns, și bun, și rău.